Bărbatul de 64 de ani locuia singur și vecinii spun că avea probleme cu băutura. Acesta a căzut pe drumul spre casă, iar doi bărbați l-au adus în locuință și l-au lăsat aici. Nu se știe cum porcii au ajuns în locuința bărbatului și au mâncat cadavrul. Într-o mizerie de nedescris, în propria locuință, a fost găsit cadavrul bărbatului. Alături de acestea erau și cei doi porci, pe care se pare că îi creștea în casă. Păi când îi ținea în casă, când ținea pe afară, că îi sucea porcii, intra și mari porci? Nu, niște amicuși, dar dacă, probabil, zic și eu, dacă a făcut ipotermie, cred că, altfel, nu pot să-mi explic. Ipotermie, în momentul când am murit, porcul este omnivor, na. A mirosat, el mirosa dacă stătea lângă el, nu-i... Unde îi ținea? În casă cu el. Da, dacă a dat de sânge, n-ai văzut că și câine, dacă îi dai ceva și pe urmă simte că e carne, roade, așa și porci. Bărbatul locuia singur după ce l-a părăsit soția, era neîngrijit, spun vecinii, și mai mereu amețit de alcool. Trăia din pensia din care și-a cumpărat și cei doi porci. Vă puteți vă da seama așa de oglindă, felul cum trăia. Da. Exact ca la Olteanu, fără geam, fără ușă, așa, iurea, totul era cum pica. Nu era un om îngrijit. Vecinii sunt îngrijorați acum de soarta celor doi rătani. Se tem ca nu cumva cineva să-i taie după ce au mâncat carne de om. Să-i ia porcii, să-i ducă la grădina zoologică, că lumea în ziua de azi este foarte săracă. Și să dacă dă porcii pe drum, prinde unul porcul care n-are pe Dumnezeu și îl taie și îl vinde și mâncăm porc, carne de porc, da, zice să nu mai cumperi nimic. Carne de uniunea europeană, ne carne aduce... de porc care a mâncat om. Este așa? Puteți bun la porc, că porcul te mănâncă. Trupul neînsuflețit a fost dus la medicină legală pentru necropsie. În urma anchetei se va stabili dacă bărbatul a murit din cauza mușcăturilor adânci pe care le avea pe corp de la cei doi porci sau din cauza hipotermiei. Pensionarul trăia în sărăcie și nu de puține ori a adormit fără foc, chiar și în nopțile geroase.